Salutare, oameni buni! Bine ați reîntrat pe canalul ăsta, iar noi, iar pe aici, prin Canada, să mai încălzește-le acolo noi. Începem și noi sezonul de frigărui, de barbecue. Azi ne-am cumpărat un barbecue nou nouț, pe cărbuni, nu pe propan, că am avut propan pe gaz și alea că aducea gaz și nu-i mai place. Am zis că eu, metoda tradițională, pe cărbuni. Și să nu mă complic tare. Am pus foc și lemn și cărbun și să ardă focul să se facă carne. Hai să deschidem pachetul, să vedem ce are înăuntru și să dăm foșneală. Amuș, te scoată și aici, să vedem bucățele care le are. Are cartea, manual de instrucții, are stai, grilajul de jos, cred că. Iar are cartoane, multe. Are asta, nu știu, din urmă. Asta e iară, nu știu, asta din urmă. Are o tablă. Oho. Cartonul ăsta. Aici e ceva greu. Nu știu. Cartonul ăsta. Are iar o tablă. A, asta e grila unde se zera. Încă o tablă. O cutie cu toate cele. Două mânere ca la autobus. Asta e o bucată de grătar. Mare. Și aici e cartoane. Și aici e o parte de grătar în perete. Și aici e iară o bucată. Și aici e o grilă. Și niște șoare. La el care grătarul ăsta, grila asta de ciugun așa și e un metal care când se înferbântă se primește bine. Ar trebui să primească bine. Ca așa e rezultatul final după asamblaj. Vreo oră mi-a luat asamblajul, am pierdut vreo două bolturi, dar nu e grav. Ei, prezentarea să o facem. Este un mânier care ridică jăratul în sus și îl dă în jos. Este un mânier care deschide ușița la jăratic, închide ușița la jăratic. Este un mânier care trage șenușa. Scoți așa. Hop. Și aici este șenușa. Acolo pui lemnișoarele, cărbuni. Aici ai de deschis berea, dar numai la sticlă. Și deschide. Bună, bună treabă. Ai reglajul este de flux de aer. Tac. Deschide, închide. Fac spisa pe tare la strâns, pare mai grav. Un manieraj să vă puși te duși, astea sunt destul de solide. Bălămările astea
Aici o măsuță așa mic cu niște cârciucași, cârligași, cățanini, ustensilele de făcut carne, de barbecue. Aici sus se numește Expert Grill, e și sănătos. Termometru. Nu focusează. În parenghet și grade de Celsius. Și așa se deschide. El. Aici avem un etaj pentru legume și percuță. Toate ce trebuie și percuță și chipăruș și mai este cartoșele poscoși. Aici, acum voi ghita este grilajele astea care sunt din cigun și care când sunt șerbântă ele fac ca carne, că decât un fel să o ții ele șerbinte. Aici e grila unde punem jeraticul. Un pic aici eu fac niște modificări, o să-i ajut aici niște metal așa mai sus ca să pot pune mai mult jeratic. Deși de dacă eu când mă începe în piața centrală pe noi prin Chișinău, acolo toți vin de frigărui și eu am văzut și fel de grătare aveau așa pline cu jeratic erau, nu? Numai vreo două șire. Aici i-a făcut așa că i-a pun vreo două șire de jeratic, așa două bucățări de jeratic și și atunci nu are putere. Și pun carne aici și mă oprăj, numai așa o frig deasupra, nu știu cum, și ea mai cum mănâncă cu rodă. Dar eu nu mănânc rodă, îmi trebuie jeratic. Și aici este și așa mai înalt. E ca măjinuța asta. Asta și așa mai înalt. Și așa e mai mult jeratic. Și că și așa e sistema. Chiar și se ridică în sus. Vrei, dai mai jos. Mai regulează așa temperatura. Și așa. Și cam asta este. Deja o să facem focul și o să-l punem la treabă. Să-l vedem și poate. Poftă bună și nie și vouă. Și amuia să-l încercăm o leacă, să vedem și poate. I-am mai pus niște ristovâni o leacă, sunt ca mai mult jeratic și mai puternic. Și amuș, punem ceva la copt. Am pus și cărbunașă și ei energie, să dea energie, o folosesc ăsta de la Costco. Asta e $18 sacul ăsta, cărbuni. Și am ușa și e foșneală. Voi folosi niște piloni deja marinați, 79 kg, $8 kg, 2 kg, 16 baxuri. Și foc la ghete. Cred că e bun că are plăcuța asta, măsuța asta, că pui alături, știi, și ușor pui pe dânsul, țac, țac. S-a făcut jeraticul alb, așa ca în piața centrală, din Chișinău, țin minte cum. Așa erau lecți ca alb ușor, coșei ghine. Și la mine am un tot așa e jeratic de la alb. Și să-i dăm foșneală, cum am zis. Foc la ghete. Mă tind că e o leacă cam puternic, dar eu o să îl dau mai jos. Așa. Dau mai jos aici, așa, și o să fie ok. Totuși eu nu vreau coarnea să coacă repede, repede, dar vreau ca temperatura să ajungă până în mijlocul bucăței de carne. Să o trateze termic și în mijlocul bucăței de carne. Și e ca așa, după ce o pun, tot timpul pun capacul cu 3 minute, să ridici temperatura și să o încălzească toată bucata de carne, să ajungă până în mijlocul carne. E că să fac ușorul, să ridică. 100 de grade Celsius. Dacă ajungi la 200, apoi e o pătrund de temperatură până în mijlocul cărnii și o tratează termic. Asta e important ca să ucidă toate, în caz că are salmonella sau și mai are carnea asta să ucidă toți microbii. El e bun, coace bine carne, cred că are ventilațiile este pe aici și de sub și vine aer, trage aer rău, știi, când cu căldură și el s-a prinde singur. Normal, nu trebuie să dai gazeta așa, fac. Are destul aia care e bine și aici mai are una. Și coașe tare bine față de și am copt eu la grătare până mâine. Asta e, de dată mă gândeam eu că e numai așa de formă, dar totuși o leacă s-o gândit ea inginierii și ea sau și nu mai fost loc conceput. S-o gândit o leacă cum a să meargă aerul pe aici. Le e bine, le coașe bine. Cu asta vă doresc poftă bună și pe curând.